Sunteți șef de șantier? Da, fiind ultimele detalii, la care sigur nu sunt cuprinse neapărat în proiect, știu care sunt așteptările cetățenilor și nu numai a cetățenilor din orașul Beclean, ci din țară, pot să spun. Vreau să fie fiecare detaliu foarte bine gândit și sigur stau pe ultima sută aici ca să finalizeze totul așa cum am stabilit. Ce mai este de făcut? Avem de recepționat tot ce înseamnă a utila stațiunea cu diferite obiecte și mai mult decât atât obiective care sunt comandate la diferite firme și urmează rând pe rând să fie recepționate, să le montăm în așa fel încât la inaugurare, în data de 25, să putem să primim toți cei care vor să vină la Băi, la Parcul Balnear Băile Figa, să fie surprinși. Unii vor fi surprinși de frumos, alții de detaliile care știu eu n-au fost reușite. Nu sunt acum încă făcute, dar spuneți-mi ce așteptați, ce vor vedea cei care vor veni aici, de ce vor beneficia? Atât mari cât și mici. De un complex, de un parc destul de sofisticat, în sensul că vor putea face și băi sărate, vor putea face și băi în ape dulci, dar avem și o zonă de nămol. Este printre cele mai bune nămoluri similare cu cele de la Techirghiol. Și mai mult decât atât, vor fi parcuri de joacă, un parc de aventură, un labirint, o cascadă, un spa dotat cu fitness, masaj, saună și tot ceea ce înseamnă o relaxare de cel puțin 7 zile se poate face. Vom avea și o zonă de cabane, de camping, cabane stil vilă cu etaj, care prima o astfel de model va fi amplasat chiar la inaugurare. Pentru copii care va fi ofertat? Pentru copii, de asemenea, avem parcuri de joacă pentru ei, care, dar mai continuăm cu un proiect, Mini Aqualand, unde vor fi și topogane și multe, o piscină cu multui funcționare pentru copii. Cam la ce dată toate aceste vor fi oferite publicului? În 25 luna aceasta.